Salutare și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Burciu Porumbei. Nu uitați, dacă nu v-ați abonat, să vă abonați la acest canal, pentru că voi începe pregătirea porumbeilor pentru sezonul 2020. Și astfel mulți dintre dumneavoastră vor avea multe lucruri de învățat, care și le-am învățat în foarte mulți ani. Așadar, dacă credeți că nu ați ajuns la acel nivel unde ați învățat absolut totul, apăsați butonul de abonare și nu uitați chiar să dați like la postare. Dacă doriți să informați și alți colegi colombofil, distribuiți acest filmuleț, pentru că voi începe să postez mai multe filmulețe cu pașii de pregătire. Ca prin pas, după ce am văduvit porumbei, în ce urmă cu 2 zile am văduvit porumbei. Ieri am avut un antrenament de 80 de km Caransebeș, care a fost un succes. Nu am avut niciun porumbel întârziat, deci toți au ajuns undeva la 1 oră și 6 și 7 minute de la locul de lansare, din momentul lansării până în noua mea locație de la Timișoara. Ce am făcut până ieri? Deci până alaltă ieri seara, mai exact, am avut un tratament de tricomonoză cu BS 6 zile. După care ieri nu am administrat nimic porumbeilor ca și medicament în apă. La sosire au primit Belgasol combinat cu toliamin, 15 ml din fiecare la litru de apă, și glucoză. Totodată am dus și 10 pui femele și un mascul la acea lansare de 80 de km, unde i-am lansat individual. Puii au fost lansați individual, undeva a durat cam 1 oră jumătate să lansez cei 11 pui. După care am rămas în cadrul firmei circa 2 ore, după care, când m-am întors acasă, i-am găsit pe toți în crescătorie puii. Puii nefiind cipați, nu am putut să văd exact cât au făcut, care, cum au venit, dar pe mine chiar nu mă interesează asta acum. Important este că au venit toți. Și cum v-am spus, vreau să încep pregătirea porumbeilor în forță. De asta mâine o să-mi duc din nou porumbeilor în antrenament, tot de 80 de km și tot în direcția de Caransebeș, pentru că acolo se află firma mea. Da, astăzi o să continui începând cu apa de seară. O să continui prin a le face un tratament de 8 zile porumbeilor cu lingospectin. Deci voi face un tratament de 8 zile cu lingospectin pentru căi respiratorii. De ce am ales acest lucru? Lingospectinul eu l-am mai folosit și, deci vorbim de lingospectinul de la Tolisan, da? L-am folosit și anul trecut în sezonul anterior. Mi-a plăcut cum s-a comportat porumbeii. Și pentru a avea o siguranță, o mai mare siguranță că porumbeii mei sunt perfect sănătoși, am o încredere mare în produsele Tolisan și o să le fac un tratament de 8 zile cu lingospectin. Deci fără oprire. Deci chiar până cu o zi sau două, când o să fie înainte de începerea etapelor, dar eu sper să am noroc și să nu înceapă chiar așa, să nu fiu chiar atât de apropiat cu tratamentul de căi respiratorii de ziua îmbarcării. Dar și dacă este, fără nicio problemă, îmi termin tratamentul, deci de 8 zile, cu lingospectin și toliamin de această dată. Asta voi administra în seara asta. Am pus aici o linguriță rasă,
Da, deci pentru a face apa porumbeilor, am ales să fac din nou cu apă plată. Pentru că am observat că se dezolvă mult, mult, mult mai ușor. Și asta este foarte important, că altfel tratamentele vor fi ca aruncate în gard, deci nu vom găsi tot timpul la fundul adăpătorului toată substanța. Dar punând într-o sticlă de 1,5 litri, mi-am pus deja o măsură de 5 grame care se dă la 4 litri de apă. Îmi voi pune tot atât, 30 de mililitri, pentru că atât intră în această măsură. Și din nou mai 30 de mililitri. Da? Deci 60 de mililitri total. Deci punem 60 de mililitri de toliamin și 5 grame de lincospectin, pe care tocmai eu i-am pus înainte de a începe filmulețul. După care o să pun apă plată. Și o să am grijă să agit foarte bine pentru a dizolva acest produs. Să nu mă trezesc cu surpriza că am făcut tratamentul degeaba. Deci dacă o să-l agit în așa fel încât o să dispară absolut ultimul gram de substanță, dar după cum puteți observa, deja s-a dizolvat în proporție de 90% chiar. Dacă o să vă uitați la alte produse, o să le găsiți pe fundul sticlei. La acesta nu se vede nimic. Da? Deci este deja dizolvat. Asta înseamnă combinația apă plată antibiotic. După care o să pun acest produs într-un adăpător de 4 litri, o să completez cu 4 litri de apă și o să administrez porumbeilor. Asta, bineînțeles, în funcție de ce număr de porumbei aveți dumneavoastră. Eu am ales să fac acești 4 litri de apă pentru că am calculat cam atât or să bea toți porumbeii, pentru că am ridicat adăpătorile de dimineață și cam atât vor bea toți porumbeii mei în această seară după ce voi administra hrana. Deci nu uitați, abonați-vă la canalul meu de YouTube. Este gratuit, apăsați pentru a vă anunța atunci când voi posta un nou filmuleț și chiar după cum v-am mai zis, puteți distribui acest filmuleț pentru a vedea și alți crescători, poate începători, poate unii dintre dumneavoastră sunt deja pregătiți pentru startul sezonului, deja sau au o nouă formulă de pregătire a porumbeilor, dar sunt destui începători care nu știu cum să își trimită porumbeii cel puțin sănătoși la concurs. Pentru a nu apărea întrebări de genul ce o să fac mâine când vor veni porumbei, o să le dau antibiotic în apă, da, o să le dau antibiotic în apă, o să-i aștept chiar cu antibiotic în apă fără niciun fel de problemă, că nu o să fie vreo distanță atât de mare încât să se forțeze porumbei. Porumbei, cum v-am zis, sunt în formă, într-un început de formă, nu pot să consider forma asta, pentru că dacă de-abia am văduvit, nu sunt în formă totală, dar la o distanță de 80 de kilometri, unde porumbei nu fac mai mult de o oră și un pic, nu contează atât de mult că va fi acest antibiotic în apă. Eu vreau să-mi țin tot tratamentul până la sfârșit, pentru a-mi ști porumbeii sănătoși, să nu am niciun fel de gânduri că mi-am trimis porumbei bolnavi și ăsta este un motiv pentru care poate un porumbel să întârzie sau alte chestii de genul ăsta. Deci eu vreau să le dau șansa că sunt sănătoși, nu am laborator în Timișoara care să-mi verifice toate analizele porumbeilor să pot să fac lucrul acesta
mai profesional, așadar aleg să tratez în loc să aștept să văd ce se întâmplă. Deci tot timpul am ales acest lucru. Știu că unii dintre campionii României or să zic că eu nu tratez, eu nu, da, e problema lor, fiecare face ce vrea, eu așa fac an de an, tratez absolut totul ca să nu am niciun fel de probleme. Normal ar fi fost ca acest tratament să se gate undeva cu circa 10 zile înainte de prima etapă, dar așa este, anul ăsta le facem un pic mai pe repezeală, că este timpul foarte scurt, deci dacă chiar nu se va modifica nimic în planul de zbor, voi vedea, poate fac un artificiu și mai scurtez din zilele de tratament. Dar eu am plecat cu ideea ca tratamentul să fie pentru 8 zile, deci așa cum consider eu că și așa cum scrie, deci așa cum este menționat, ca tratamentul se face 8 zile. Deci, încă o dată, nu uitați, apăsați pe butonul de abonare, clopoțelul, pentru a fi anunțat ori de câte ori voi posta ceva nou pe canalul meu de YouTube și să fiți sănătoși cu toții și să ne vedem cu bine. Doamne ajută la toată lumea! Salutare!